Bun găsit, sunt Ana Lăstun și vă prezint predicțiile astrale pentru anul 2021, capitolul Dragoste. Astfel, acest horoscop va fi unul ce vizează în principal iubirea și relațiile de cuplu, dar conform celebrei astrologe Mariana Cojocaru, vom vorbi și despre carieră. Prin urmare, haideți să vedem împreună ce zice la horoscop. Berbec, iată-ne în prima săptămână din 2021 cu un horoscop pentru dragoste și carieră. Noua planetă, descoperită în urmă cu doar un an de specialiștii de la NASA, aparține Capricornului și face aspect de quadratură cu Chiron din constelația voastră. Va avea efect puternic asupra dragostei și carierei, atât de puternic încât nici nu vă așteptați, iar semnificația, fie ea pozitivă sau negativă, depinde exclusiv de unghiul din care alegeți să priviți situația. Taur. În 2021, pentru cei mai mulți dintre voi, dragostea va reprezenta un aspect complicat, căci debutul de an vine cu o conjuncție imprevizibilă Uranus retrograd și Lilith. De altfel, s-a schimbat structura compatibilităților, dar nu doar în dragoste, ci și în carieră. Astrograma karmică a fiecăruia vă va ajuta la capitolul orientare prin acest labirint al schimbărilor bruște, rapide și neașteptate deopotrivă. Gemeni. Debutul de an va fi dificil și în carieră și mai ales în dragoste datorită eclipselor de la finele anului 2020. Un alt hop pe astrograma generală va fi în mai-iunie și va viza și familia sau un alt sector astro-existențial important. Vor fi cele două eclipse, una dintre ele pe 26 mai și anume eclipsa totală de lună, dar și eclipsa de soare din 10 iunie. Un lucru este clar însă, 2021 din fericire nu este anul oportuniștilor. Rac. Pentru voi, anul 2021 va fi anul debusolării în dragoste, dar și în carieră. Atenție mai ales la luna iulie, când va fi și o conjuncție formată între Lilith și Dharma în sectorul astral al dușmanilor vizibili și invizibili. Desigur, fiecare rac are axa lui karmică, care poate să difere de cadrul acestora ultra-general și nu individual. Spuneam și la Berbec de noua planetă din Capricorn, care poate avea efecte vizibile în timp, mai ales pentru persoanele căsătorite. Leu, la răscruce de drumuri veți fi cu dragostea și cariera în 2021. Cariera pentru că cere noi orientări profesionale, iar aspectele din nefericire par a fi defavorabile relației cu străinătatea sau călătoriile, dată fiind quadratura luna albă și Lilith conjunct cu Uranus la debut de an. Cineva poate avea probleme, fie voi sau o persoană dragă din familie, căci soarele natal va face opoziție cu Saturn și Jupiter din Vărsător în quadratură cu Uranus și luna neagră. Fecioară, an complex, pentru că soarele natal va face quadratură cu axa karmică din Gemeni și Săgetător până pe data de 23 decembrie 2021. Dragostea este marcată de tensiuni karmice și bagajul cu care veniți din viețile anterioare, dar cariera este și ea marcată de schimbări neașteptate, la care nici măcar cu gândul nu vă puteți crea așteptări acum. Trebuie să știți că poate marca viitorul copiilor în cazul în care aveți și orientarea lor în viață, evident, pe viitor. Balanță. 2021 va fi anul blocajelor pentru voi, pentru că aveți aspect de Lilith cu Uranus retrograd într-un sector astral foarte delicat și important, în relație directă cu dragostea și cariera. Noua planetă vă cere și ea să vă înțelegeți misiunea karmică unică pe care ați primit-o încă de la naștere. Scorpion. Anul dezorientării va fi 2021 pentru nativii acestei zodii. Țineți minte de aspectul Tumalefikisis de la finele lui 2019? Aspectele astrale analizate la celelalte zodii vă pot conferi o înțelegere mult mai bună a acestui an la capitolul dragoste, chiar dacă nu vă vizează în mod direct. Săgetător. Parcurgerea acestui horoscop contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care s-a schimbat cadrul astral în ultimii ani. De altfel, îl puteți regăsi și pe cafetele.ro alături de mai multe predicții astrale pentru noul an. Axa karmică va fi în Săgetător și Gemeni până pe 23 decembrie 2021, așa că dragostea și cariera vor fi marcate de 3 piedici majore pentru voi, adică aspectul Tumalefikisis și conjuncția Uranus retrograd și Lilith, dar și eclipsele din iunie, iulie și noiembrie, decembrie. Capricorn. În 2021 va trebui să fiți cu mare băgare de seamă la sentimente, copii, familie, dar și schimbările șoc de pe carieră, de vreme ce în 2020 s-a descoperit o nouă planetă care aparține zodiei voastre. Vibrația Flare as a Fury ne arată în ce direcție riscă să o ia cei mai mulți, acesta fiind în mod evident un aspect general. Vărsător.
2021 va fi un an norocos pentru oamenii de geniu, independenți, dar dificil pentru înregimentați, căci nu își pot lua singuri frâiele destinului în propriile mâini, vorbind aici desigur despre carieră. Cred că deja ați parcurs acest horoscop care ține de astrograma complexă karmică a fiecăruia, iar distinția de pe cadrul astral 2021 nu poate fi realizată, căci Jupiter va fi lângă Saturn. Pești. 2021 va marca anul nădăjduirii și deznădăjduirii, căci sunteți zodie dublă. Dușul scoțiene în dragoste cu risc de ruptură clară dacă nu știți gradul de compatibilitate al relației sau viitoarei relații, reieșite din faptul că Neptun se va afla în cuadratură cu axa karmică. Până la noi aspecte astrale, vă îmbrățișez și nu uitați să dați subscribe paginii noastre de YouTube Wow News. An nou fericit și fiți optimiști! Pe curând!